Merită să fie lăudat Domnul, nu? Așa cum spune și cântarea aceasta, pentru că este cu adevărat mare. Slăvit să fie numele Lui. Aș vrea să citesc câteva versete din Apocalipsa, pentru că studiem luna aceasta și luna aceasta se va sfârși. Mulți se înspăimântă numai când aude de numele acesta Apocalipsa, Apocalipsa care înseamnă revelație. Unii se... Înspăimântă, se îngrozesc, așa cum spune și în capitolul 1, dar alții se bucură. Dar, frați și surori, noi suntem din aceia care ne bucurăm. Și doar câteva lucruri vreau să spicuiesc și să vă arăt de ce ne bucurăm noi. Apocalipsa, capitolul 1, versetul 4, 5 și 6. Ioan, către cele șapte biserici, care sunt în Asia, har și pace vouă din partea celui ce este, celui ce era și celui ce vine și din partea celor șapte duhuri care stau înaintea scaunei de domnie și din partea lui Isus Hristos, martorul credincios, cel întâi născut din morți, Domnul împăraților pământului, a lui care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele său și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu Tatăl Său, a Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Ceea ce a făcut din noi și ceea ce ne-a ne revelat Dumnezeu din scripturi și din această carte minunată, frași și surori, este, așa și cum s-a cântat în această cântare, Dumnezeu ne-a repoziționat din starea noastră care eram. Eram într-o stare, așa cum se cânta în această cântare a Fiului risipitor. Eram zdrențuiți, eram robii păcatului, robii ai morții, robi ai satanei. Dar Dumnezeu, așa cum spune aceste versete, ne-a repoziționat din această stare și ne-a făcut robii lui Dumnezeu să slăvi să fie în numele lui. Ne-a strămutat din această împărăție. Pentru că noi eram într-o împărăție a celui rău și Biblia spune că ne-a strămutat, ne-a repoziționat în împărăția dragostei Lui, slăvit să fie numele Lui și pentru aceasta noi vrem să lăudăm și în această rugăciune care o vom face. Să lăudăm pentru această repoziționare care ne-a făcut-o. Și auziți ce înseamnă această repoziționare? Ne-a dat cinste să fim preoți ne-a dat aceeași cinste pe care a avut-o el la început când a coborât pe acest pământ. El a coborât ca preot să slujească atât oamenilor cât și lui Dumnezeu și a făcut-o cu demnitate. Și aceasta pentru noi nu este o sarcine, ci este o cinste că ne-a făcut preoția lui, preoția lui Dumnezeu și pentru aceasta merită să fie lăudată. Pentru aceasta merită să ne închinăm înaintea Lui și să lăudăm și să-i mulțumim când ne-a repoziționat din acea stare în care eram, zdrențuroși, răniți, așa cum era și acel samaritan lovit, distrus, chiar și omorât, și Domnul Isus Hristos a venit și ne-a repoziționat din acea stare și ne-a pus într-o stare de cinste. De fapt, asta înseamnă repoziționare. Și Apocalipsa vorbește de o altă repoziționare, frați și surori. Dumnezeu niciodată nu se mulțumește cu starea în care ne-a pus. Din această stare, dacă ne-a strămutat din starea păcătoasă în care eram și eram robi celui rău și ne-a făcut robii lui Dumnezeu și ne-a făcut slujitorii lui și ne-a făcut preoții lui, Dumnezeu nu se mulțumește aici. Dumnezeu vrea să ne repoziționeze într-o altă stare, așa spune Biblia. Adică să ne dea o cinste și mai mare ca aceasta. Pentru că este o cinste să fii preot al lui Dumnezeu. Să fii slujitorul lui, să-l slujești pe el, să-l ai un model pe Iisus Hristos care a venit înaintea ta și a trăit pe acest pământ ca și preot și a făcut slujba cu demnitate și a slujit pe Dumnezeu. Și noi avem această cinste și acest model pe care ne-a trasat Domnul nostru Iisus Hristos să fim și noi ca el. Și din această stare, Domnul vrea să ne repoziționeze într-o stare de biruitori. Eluia! Pentru că așa spune Biblia. Să ne dea această cinste. Vedem în, în Apocalipsa unele, din, unele, câteva cinst pe care le dă acestor biserici șapte și le spune la sfârșit, în concluzie, la fiecare biserică. Dacă voi birui, la una din biserici spune, te voi pune să stai cu mine pe scaunul meu de Domnie. Cine ar face lucrul acesta? Ar face Regina Angliei lucrul acesta? Dar Dumnezeu, ție și mie, vrea să-mi facă această cinste. Dumnezeu vrea să ne repoziționeze din starea în care suntem. Și de multe ori ne întrebăm, Doamne, ne uităm la noi, suntem atât de slabi, avem atâtea lupte, atâtea probleme, atâtea necazuri, atâtea și atâtea lucruri, Doamne, cu care ne confruntăm. De ce îngădui peste noi aceste lucruri? Pentru că Dumnezeu vrea să te repoziționeze, să te facă un biruitor. Dumnezeu se folosește de aceste lucruri, te bagă în școala lui ca să te repoziționeze, să dea o cinste mai mare ca aceasta de preot. Auziți ce făgăduințe frumoase le spune acestor biserici în concluzie: pe unii îi va pune să stea pe scaunul lui de domnie, pe alții îi va face un stâlp, pe alții va face o piatră și așa mai departe. Și noi știm cu toții repoziționarea pe care vrea să le facă Dumnezeu lor. Și dacă săm și ne gândim în Biblie și vedem pe atâți oameni al lui Dumnezeu care a trecut prin diferite probleme și necazuri. Ei n-au înțeles de ce, dar pe urmă au văzut starea în care Dumnezeu a vrut să-i ducă. Gândiți-vă la Iosif, în starea care ea, că am studiat despre Iosif. El se simțea bine, confortabil în casa tatălui său. Dar Dumnezeu a zis, am să te repoziționez într-o stare mai mare. Și l-a băgat în școala lui. Și Iosif a fost ascultător de Dumnezeu. Gândiți-vă la Rut. O păgână a rămas văduvă, străină, dar Dumnezeu a repoziționat-o într-o stare înaltă. Aminia. Și știți istoria, din ea s-a născut Hristosul, slăvi să fie Domnul. Întotdeauna când trecem prin anumite lucruri, Dumnezeu vrea să ne repoziționeze din starea în care suntem, să ne facă biruitor frați și surori. Și de multe ori ne temem și cădem în descurajări și spunem Domnului și ne plângem chiar timp, de multe ori, zicem, Doamne, de ce îngăduie aceste lucruri? Pentru că Domnul vrea să te facă un biruitor, frate și soră. Am vrea să lăudăm pe Domnul pentru lucrul acesta. Pentru că Domnul întotdeauna caută să te cinstească. Pentru că dacă vom citi în Apocalipsa, vom vedea cinstea pe care vrea să le dea Dumnezeu tuturor că din cioșilor săi. Vrea să-i cinstească în diferite feluri. Dumnezeu caută și să uită ca poporul său, ca biserica sa, ca și copii ai lui, să fie binecuvântați, să fie ridicați, repoziționați într-o stare după voia Lui și după planul Lui. Și noi de multe ori nu înțelegem. Dar Domnul asta urmărește de la noi. Așa cum am și citit, El nu ne vrea răul. El ne vrea binele. El vrea să ne pună într-o stare după voia sa. El vrea să ne facă cu adevărat să fim biruitori, frați și surori. Am vrea rugăciunea care vom face să venim înaintea Domnului și să spunem, Doamne, îți mulțumesc că mai ai făcut un preot, mai făcut un slujitor al tău, dar lucrul acesta nu vreau să-l văd ca o sarcină sau ca o grătate sau ca o povară, ci să o văd ca o cinste pe care mi-ai făcut-o. Pentru că mi-ai făcut o cinste, pentru că eram într-o stare jalnică, eram într-o situație grea, dar numai tu ai fost acela care m-ai repoziționat din starea mea și m-ai cinstit și mi-ai dat acest nume de copil al tău și m-ai făcut preot al tău, slujitor al tău. Vreau ca lucrul acesta să-l fac cu plăcere și cu demnitate și cu bucurie și în această seară vreau să te laud. Și vreau să-ți mulțumesc în această seară pentru acest lucru, Doamne. Și vreau să-ți mai mulțumesc pentru repoziționarea care vrei să-mi o faci de biruitor. Pentru că tu vrei să faci de mine un învingător, un biruitor. Chiar dacă eu nu înțeleg, dar ăsta este scopul și planul tău, Doamne. Vrei ca acolo unde ești tu să fiu și slăvit să fie Domnul. Haideți într-o rugăciune comună să venim înaintea Domnului cu laudă și cu mulțumire la adresa Lui. Amin.